Bună, Renata! Vreau să-ți trimit un zâmbet de aici, din București, și să-ți spun că sunt alături de tine duminică. Dar nu doar eu, ci toți acei oameni care fac parte acum din familia ta. O numesc familia ta, pentru că mi-aduc aminte reproșul pe care ți l-am făcut și am spus că-ți pasă de alții mai mult decât de tine însăți. Iar astăzi am înțeles. Ei sunt familia ta. Pentru ei muncești. Pentru ei dăruiești, pentru ei lupți. Tu ești eroul zilelor noastre. Dacă ar fi toți așa cum ești tu și nu ar fi nici măcar ca mine, cea care sunt aici și ar fi trebuit să fiu acolo, să fac ceva pentru țara mea, dar fac prea puțin, iar tu faci foarte mult. Și sunt mândră de tine. Doar că părinții noștri ne-au învățat că omul sfințește locul și trebuie să fim acolo unde este familia noastră. Eu sunt lângă soțul meu și copiii mei. Aici, în România, Austria, Spania, acolo unde ne-a dus soarta. Și încerc să fac ceea ce pot pentru comunitatea de aici. Iar tu ești acolo, unde este familia ta, zeci de mii de oameni care cred în tine. Și vreau să știi că ei toți sunt cu tine, duminică. Mama, tata, Renata, vreau să nu mai ascultați nimic din ceea ce scriu sau vorbesc televiziunile. Pentru că, din păcate, minciuna este lozinca principală înainte de alegeri în fiecare stat din lume și nu vreau să vă afecteze în niciun fel, pentru că vă iubesc foarte, foarte mult. Nu uita că tu ești omul care construiește, tu ești omul care crezi în viitor și mergi pe drumul tău așa cum ai făcut-o până acum, pentru că o faci bine. Iar oamenii, ei te privesc în ochi și văd totul. Bunătatea ta vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. Te iubesc, frățiorul meu.